Deci deja începe. Deja eu te vorbeam, tu vorbeam și el deja mă filmează. Bună ziua, eu astăzi o să vă fac o supă de dovleac. Pe normal, supa asta se face toamna, dar că... Și iarna. Și iarna, dar normal se face... Deci acolo în Austria, unde am lucrat eu, se făcea numai toamna. Și cam avut pe piață încă mai avem dovleac pe piață. Am zis că hai să fac, să vedeți cum se face supa de dovleac. Și e foarte gustoasă, așa cum o fac eu. Acum depinde că sunt mai multe rețete. Asta e rețeta de la Steiermark. Da. Și asta e o rețetă chiar de acolo și vreau să o fac și să vă spun ca să o faceți și voi, pentru că e foarte bună. Și eu acum o să mânc seara numai asta. Da, da. Ai un pic de unt și un pic de ceapă călită, dar eu zic că merge. Dar suită, așa puțin, o să pun și un pic de fond de pui. O să pun un pic, asta e 500 de mililitri. Dar vă spunem pe parcurs cum. Da, pe parcurs cum o să facem. Deci aici o să fac oala asta. Aici e dovleacul, cam jumate de kilogram. Jumate de kilogram, da. E aici o ceapă, 50 de grame de unt. Vă trebuie, uite că aici arde. Hai, e cald? E cald, da. Așa, fund, vă trebuie 500 de mililitri, un pic de semințe de dovleac. Semințe de dovleac, 2-3 căței de usturoi. Din asta, cum se cheamă, frișcă lichidă pentru smântână, pentru gătit. Da. 150 de mililitri, nucușoară, eu am și măcinat și întreaga, acum o să văd eu care o să pun. Măcinat trebuie să punem. Da? Da, măcinat. Ok. Așa e după. Un pic de sare, dacă vreți piper, dar eu nu o să pun piper. Da, rețete cu piper. Și o să vină și cu ulei de dovleac. Avem deci aici, asta, făcut de țărani, da. Țăranioși local. Da, de la noi. De Fanta cu gust de dovleac. Deci de la noi, de la piață am luat, deci chiar e făcut de la țărani. Presat la rece. Presat, uitați aici că e verde, vedeți? Așa un verde închis. Deci ăsta e originalul. Este și în Austria, că chiar îmi plăcea să fac o salată așa de roșii, cu brânză, cu salată. Cu ulei din ăsta de dovleac. Mamă, ce bun e așa, deci super. No, bun, hai să începem. Acum, punem untul. Să închid ușile. Să nu intră mirosul. Mai puțin? Da. Să închidem ușile, să rămân cu mirosul sus. Acum, ăsta nu ține cu mine. Acum, mă... Acum ține cu mine. Scuzați. Așa, acum. Deci, am dat drumul acum la plită și punem untul aici, că trebuie să dinstuim ceapa și usturoiul. Trebuie. Vedeți cum începe. Mamă, că numai ce i-am dat drumul și deja începe. Asta e ca și aia. Mamă. Aia pe inducție. Într-adevăr, pe aia, pe inducție, merge mai repede mâncarea, dar mai bine pe asta. Cel mai bine. Așa. Trebuie să se topească. Ce nu trebuie tăiat. Am aici. Ok. Talia răcită bine. Da, e răcită, Natalia. Nu a fost la grădiniță. Răcit bine, strănută, dușește. Săptămâna asta chiar nu a fost la grădit. Asta e. Așa, o ceapă. Da. Deci numai o ceapă. O ceapă... Mărime medie. Da.
A, cum vrei tu. Cum te las la plăcerea ta. Cum vrei. Păi, pentru bine mă refer. Pune numai două. Ca să nu-ți fie ție de, de greu, știi? Senzorele astea, numere de fel, sau nu mă știu eu la ăsta. Așa, deci nu, nu trebuie să apeși, Angie. Știu că nu trebuie să apăs. Uite-te ce ușor. Știu, dar uite la mine nu merge. Așa. Și punem imediat și... Dovleacu. Dovleacu. Vine să spun Kürbis? Da. Și mie. Așa se zice în germană, Kürbis. Așa se zice Kürbis. Așa, acum s-o dinscui. Punem... dobleacul aici. Lăsăm și pe ăsta un pic să se dinspie cu ceapa și cu usturoiul. Și după aia punem fondul. Deci o să iasă foarte bine. O să credeți-mă, puteți să faceți și voi, că mie tare mult îmi place supa asta. Mie care nu-mi place plăcinta cu dobleac, dar să știți că asta îmi place. Asta chiar îmi place, supa de dobleac. Și mie mi-o place. Da. Așa. Un pic să se dinspuie. Să dă un pic mai tare. Așa. Și după aia punem fondul. Condimentăm cu sare, cu lucșoară. Dacă vreți, pune vegeta. După gust. Naturală vegeta. Naturală, da. Să știți că nu e așa gustoasă ca aia cu monoglutamat. Nu mai folosim noi cu monoglutamat, datorită vouă. Vă mulțumim pe, cu ocazia asta. Aici e grămadă de ceapă. Știu, că tot bine sunt. Să lipești. Dacă pun fondul atunci... Da. Oricum să fie ardă. Haideți să vedeți cum s-au dinstrit. Stați aici, vedeți? Deci așa arată. Și are un miros super. Nici n-am pus sare. Nici nu am pus cu nimeni nimic, dar deja se simte miros. Cu ceapa, usturoiul și da, ăsta, da, și deja miros super. Așa, acum punem fondul. Fondul ăsta. 600 de mililitri. 600. Da, 600. Le punem tot. Așa. Și acum condimentăm. După gust. Condimentăm sau când începe să fiarbă, putem și atunci condimenta. Trebuie acum să fiarbă. Ce mai rămas ceapă? Cum s-o vințui. Așa. Ok. Acum, ușoară, să zicem, jumătate de linguriță. Da, pot să pun jumate de liguriță, sigur ar nu e suficient. Da.
Iubita mea bolnavă. Ce înseamnă înghețată. Așa, de jumătate de lumină, să nu fie prea mult. Nu. Așa. Văzcat, nu sunt bun. Ușoară. Da. Și un pic de sare. Acum sare. Nu prea aș vrea să puneți mult, pentru că fondul are deja sare, știți? Are un pic de gust, așa, cam puțin. Să mai poate condimenta după aceea. După aceea, da. Acum lăsăm să fiarbă. Să pun și un pic de vegeta, dar eu zic că mai bine la urmă. Păi poți să goști acum, să vezi, dacă vrei. E deja bun. Să știi că e bun. Dar stai că n-am pus tot. Că n-am pus tot și e bun. E foarte bun. Deci... Hai gustă și tu. Și eu? Da. Așa e? Foarte fain. Așa e? Deci încă nu am pus toate ingredientele și un gust, e foarte un gust fin, da. Cu muscatnuz, cu mâncușoară. Da, deci mâncușoara dă așa un gust fain. Mie îmi place mâncușoara mâncare. Cu fugăt mai încolo, după ce fierbe, poate mai pun puțin, poate încă jumate de linguriță, se depinde. Așa. Nu lasă să fiarbă, liniștit. Ok, acum lăsăm să fiarbă, dau mai tare un pic. De 7, 8, acum... Revenim mai târziu după ce a fiert dovleacul. Uite, filmezi și pe tine, uite și pe Natalia. Mai vreau să văd acolo. Mai vrei bomboană, Natalia? Oh, da, astea sunt faine, chiar sunt faine astea. Mai trebuie să mai fiarbă, să zic, 15 minute. Da, mai trebuie mai un pic să fiarbă, uitați că aproape s-au fiert, dar mai trebuie să fiarbă. Am tăiat și un pic de pătrunjel proaspăt, ca să punem deasupra cine dorește, bineînțeles. Dacă nu, astea o să vin prăjite, nu? Da. O să le prăjim un pic așa pe tigaie, puțin așa rumenite, nu? Vreau să vă spun la doamnele care m-au criticat, că au zis că ce, dar eu sunt femeia. Da. Și eu știu să gătesc. Unde lucru gătesc eu de ani de zile. Deci am experiență de câți ani lucrez? Aproape 10 ani lucrez. Da. Am ieșit bătrâni în... Au uite și acum în Elveția. Și în toți acești ani am gătit și la tatăl meu le-au plăcut. Mulți au spus că noi avem schimb. Și câteodată m-am avut schimb femeie. Și mulți au spus că gătesc mai bine ca o femeie. Și e și o pasiune a mea să gătesc. Dacă vă uitați, am și eu câteva rețete postate. Și multe chestii adaug sau ajută. Ajut eu. Ba pe mami, ba face. Da. La tomami nu prea am ce să ajut, numai la mâncărurile care nu prea le cunoască. Și la anci, de exemplu, supa asta, crema, nu o știu eu de cap, ne-am uitat videa pe o rețetă austriacă de Steiner și i-am spus așa, 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 așa. Așa că asta vreau să vă spun, că dacă mă vedeți la oală, lei fiindcă îmi place, și dacă nu vă place, vă rog să comentați. Și dacă vă place, vă rog să comentați. Da. Dar eu tot așa rămân, cum sunt. Vă mulțumesc mult pentru comentariile voastre. Și cam atât. E mai frumos, când îți implicați mai mult la bucătărie sau la un fel de mâncare, nu numai unul. Acum, eu nu știu cum e la voi, dar la noi așa îi ne implicăm, mai dăm idei, mai punem... eu știu, un ingredient care nu ne vine nou în cap, mai zice altul. No, la dar noi așa schimb, lui. Nu prea place să te bagi la oala ei. Da, știu, ei nu. Dar eu n-am treabă. Eu, mie chiar îmi place și dacă vine el să-mi spună, da, fă așa, da, fă așa, nu mă deranjează. Dar să mă fierbe. Mai un pic și... Da, fac cu blenderul. Deci trebuie făcut cu blenderul așa pireu. O să vedeți cum o să iasă. După aia o să punem smântână lichidă și amestecăm, mai condimentăm și după gust. Prăjite? Da, o să le prăjim imediat. Sunt bune și sunt și sănătoase, deci chiar sunt sănătoase.
ajutase Natalia noastră. Da. Spune invitat. Ok. Și cam atât. Să comentat. O bucată de viață. Vrei să guști un pic? Da, să vedem dacă e ok. Eu zic că e ok. Că dacă fac așa cu blenderul, știu, e mai... Da. Și atunci o să mai întâlnească. Lemnul e acolo. Ok. Mai... Eu zic că mai 2 minute și gata, nu mai las. Crede-mă. Oh, e mare, da, eu ți-am spus. Da, nu știu, dar nu știu. Deci pot să dau drumul, nu? No, ok. E cald, așa. Ok, nu, hai ca să începem. Deci, da, și el vrea să fie în vizor. Toată mă dărigeam. Da, știu că îți place să speli geamuri. Atâta, deci toată ziua numai s-ar juca. Da. Așa, deci s-a fiert. Acum am adăm cu blenderul. Ce caligoase. Vedeți-mă, miroase foarte, foarte bun. Chiar e foarte bună supa asta așa seara, comitat, e ușoară. Și zic că da, e bine. Acum e care e multe bine, dar e bine, e foarte, foarte bine. Așa puteți să faceți și din spanac sau din dovlecel puteți să faceți supă cremă. Din dovlecel, vine la verde, vine la verde, zucchini, da. Sau dovlecel normal, puteți să faci, ba, este da, foarte da. Bun. Sau din mazăre, deci, credeți-mă, orice, și orice. Cartofi, și cu ceapă. Și... Exact, deci iese foarte bun. Asta-l punem în chiuvetă. Eu la Natale i-am făcut când era mică și a început să, cum se spune? Să mănânce? Să mănânce, da, dar să spune altfel. Stai, că nu vine pe lângă, eu deja am uitat. Diversific, nu mai știu. Să vedem dacă nu este bucăți mai mari rămase. Nu, nu a rămas. Și făceam așa legume. Așa, supă cremă și îi dădeam. Mamă, ce-i plăcea, dar nu așa cu ceapă și cu usturoi, că nu-i voie. Pentru gazi, da. Da. Deci îi fierbeam în apă legumele și atunci îi puneam o linguriță, două de ulei de rapiță. A, da. Că ăla îi face digestie la copiii mici. Și dă și gust bun. Da, și dă și un gust bun ca să nu îi le facă greață. Și i-am făcut așa și o mâncă Natalia. Deci, o mâncă bine, da? Da, super cremă, da, îmi plăcea. Deci am făcut numai legumele fierte și le-am făcut așa, fără sare. Deci n-are voie sare sau zahăr, nu. Sare până la un an, nu-i până voie. Până la un an, da, nu-i voie. Și am pus 2 lingurițe de ulei de rapiță. Și am înțeles că, Renichi, copiilor până la un an nu poate să filtreze sarea bine. Bun, acum trebuie să punem smântâna pentru gătit. Smântâna, dar îi dăm un pic drumul, că trebuie un pic să fiarbă. Așa, de tăpă. Așa, ok. Nici eu nu mi-s obișnuită cu el, dar până ce mă obișnuiesc eu... Așa. Și acum lăsăm să fiarbă un pic. Natalia mea nu are chef de nimic. Nu, nu are chef de nimic. Așa, începe imediat să fiarbă. Punem ăla, mai condimentăm. Dacă vrei, după gust, să mai pun un pic de vegeta sau eu știu ce mai vrei, de ușoară. Pesto. Să mai pun. Când e pusă smântâna, știi?
Acum începe să fiarbă. Punem 150 de ml de smântână lichidă. Așa. Și acum, după gust, mai adăugați, eu știu, sare, piper sau ce vreți voi. Ok. O să aduc o linguriță să vedem, să gustăm. Să vedem. Să vedem. Și sare. Mai trebuie. Deci mai trebuie un pic adăugat sau vegeta. Acum depinde. Cine vrea vegeta, cine vrea sare. Pune cine... vegeta. Pune vegeta? Mhm. De gust mai bun. Ok. Am pus pe 5 ca să nu fie... Așa. Atât. Hai să vedem. Pun și un pic de nucșoară? Dacă vrei. Hai că pun un pic. Așa. Ok. Hai să punem și un pic de nucșoară. Da, mai trebuie un pic de nucșoară. După aia trebuie să prăjim puțin semințele de dobleac. Da. Uh-huh. Bine, e suficient. Deci nucușoara dă un gust super. Deci eu spun că să puneți după gust chevârțele. Chevârțele, condimentele. Condimentele. Da, și eu. Așa de ceva. Da. Și eu deja încep. Prăjim un pic semințele, nu un pic să aibă așa un gust de prăjit. Nu să pune ulei? Nu. Deci fac în asta de plătite, că nu trebuie nu știu ce așa mult. Mai trebuie, da? Da, unele, Angie. O să le pun. Da, nu se întâmplă nimic. Să fie prăjite. Așa se făceau... semințele prăjite daci. Da? Da, să punea, deci noi aveam saci de semințe, știi? De care de semințe? Floarea soarelui. A. Și când aveam poftă de semințe prăjite, meream la sac, puneam în tavă și după aia puneam pe sobă. Și tot așa făceam până ce se prăjeau așa de repede. Și atunci ce bune erau prăjite chiar atunci. Nu a fost și cu asta. Sau se punea în cuptor, știi? Se punea în cuptor, Se punea în cuptor cam, să zicem, 20 de minute sau jumate de oră, nu știu cât. Și ieșeau așa prăjite, faine. Și atunci am zis, mă, mâncam pe semințe. Așa era, făceam noi înainte. Da, mai trebuie. Acum începe găscurile. Pic. Vezi? Începe. Uite, ai văzut? Nu trebuie lăsat mult. Nu. Până o dat un miros de alt. Da. Uite că deja începe, vedeți? Să prăjesc. Nu trebuie chiar. Ce, ți-e frică? Da. Deci are un azbier. Uitați, începe deja să se prăjească, vedeți? Da. Wow, Natalia, zici că e popcorn. Nu-i popcorn, mă. Nu-i popcorn, uai, dar ce fain era să... Vezi că a picat una păplită? Da, nu eu. Așa.
Stai că o pun aici înapoi. Stai că iași, mama. O să-ți dau să mănânci așa, să muști. Asta vine în papă, în supă. O să-ți dau supă, mama. Sare în sus, da. Sare în sus, da. Mai trebuie. Am dat mai încet. Am zis să nu se ardă. Dar nu se arde, văd că. S-au prăjit. Ce culoare frumoasă are. Da. Sănătate. Iar ai venit să se rezi mâncare, mami. Mmm, ce fainoase. Deci puteți să faceți și voi acasă, așa? Nu e mare lucru. Foarte ușor de făcut. Da, foarte ușor și foarte gustos. Deci. Dacă nu vreți cu semințe de dovleac, puteți să faceți cu crutoane cu de crutoane pâine. Crutoane de pâine. Prăjite în unt. Da, un unt și un pic de sare sau. Și alea e foarte și alea, da. Sincer, aș fi făcut cu crutoane. Da. Numai n-am avut și deci pâine să prăjim așa, n-am avut nici timp, că am fost la cumpărături. E ok, e ok. Da, mă prind deja culoare. Ok. Ce punem aici? Noi n-am o lingură, n-am dat o lingură. Am pus cu lingura de lemn. Așa bine. Păi. Deci așa. Ok. Și gata. Putem încheia așa acum. La telefon. E foame, acum pregătim farfuria. Pun pe pauză? Deci e gata. După gășmac, cum vine să zic. După gust. După gust, puneți ce vreți, sare, piper sau, nu, cum vă place, dar eu zic. Ați văzut acum ingredientele? Da. Cred că vi le scriu și în descriere. Dacă vreți mai sărat, puneți sare. Atâta pentru mine. Îți ajunge? Da. Așa. Și prima dată pun uleiul și după aia pun așa. Să-mi spui cam cât ulei să-ți pun. Puțin, nu mult. Puțin? Deci uleiul e foarte gustos, l-am gustat. Da, chiar e super. E super, super. Să-mi spui cât să-ți pun. Ok. Ok? Așa. Ok. Și acum punem așa. Din astea, câte vreți. Mai vrei? Mai pune. Mai vrei? Sau dacă vreți, puneți pătrunjel, frunză, uite așa, ok? Așa e ok. Așa. Ok, deci aceasta este realizarea mea. Hai să fac o poză. Cum să-mi face o poză așa? Trebuie să-mi duc mai departe. Dar nu să vezi. Smile! Ok. Fac până așa mai aproape. Eu și filmez și... Și face poze, da. Vedeți ce face cu mine. Ok. Eu zic că e ok ca și poză. Da. Deci, încercați și voi. Este foarte bună, foarte bună, încercați și voi acasă și v-am zis, puteți să folosiți alte legume și este la fel de bun. Dar eu am spus acum cu dovleac, mai este cu viață dovleac și... Chiar am vrut de mult să facem cu dovleac. Și cu morcovi are foarte bun. Da, și cu morcovi, poate face și cu brocoli. E foarte sănătos. Da. Mai ales cu uleiul de dovleac, cu semințe de dovleac, astea au, cum să zice, ale lor, nutrițiile lor, cum să spune. Vitamine. Vitamine, minerale și din astea, deci... Dumneavoastră știți mai bine că nu. Da, exact. E foarte bun pentru prostată la bărbați, da. Uleiul de dovleac și semințele de dovleac. Nu știu ce conțin, dar știu că sunt sănătoase. Da, sunt foarte sănătoase. Ok, noi vă dorim
nu știu când pun video, dacă mai reușesc astăzi, o seară plăcută, dacă nu, o după amiază plăcută. Exact. Vă doresc numai bine, aveți grijă de voi. La revedere. La revedere, pacea Domnului Iisus.